Motiv dublu de fericire pentru mai multe familii din Oltenia chiar de Crăciun. Patru bebeluși s-au născut la Spitalul Județean de Urgență din Craiova în ultimele zile spre bucuria părinților. Unul dintre nou-născuți a venit pe lume chiar în ziua nașterii Domnului. Și la Timișoara, patru familii s-au bucurat de darul vieții în aceste zile speciale. Tradiția spune că cei care vin pe lume în această perioadă vor fi protejați toată viața. Să te trezească să mă joc cu el. Da, mami. Uite. Patrick. Uite, mami. Sunt Murilă. Da, soare, da. Una dintre mămicile norocoase este o tânără de 22 de ani din Dolj, care a adus pe lume primul său copil, un băiețel perfect sănătos. Uitați, acesta este băiețelul meu. Îl cheamă Porogă Emanuel Patrick. L-am născut de 3,970 kg, prin cezariană, pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului. Sunt o mămică fericită. Este primul meu copilaș și l-așteptam de vreo 6 ani de zile. Și acum Dumnezeu ne-a pregătit o minune în ajunul Crăciunului. Bucurie mare este și pentru o familie din Gorj. Moș Crăciun le-a adus părinților în dar un al treilea copil. Femeia a născut băiețelul prin cezariană în ajunul Crăciunului. Ni l-a oferit Moș Crăciun, chiar ne gândeam. Și vineri, spre sâmbătă dimineața, am născut la 3 dimineața, bucurie mare. Are 4,3 kg, băiețel sănătos. Totul a fost bine aici. Imediat a mers doamnele asistente, doamna doctor, și ne bucurăm enorm. Mai avem 2 fetițe acasă și el este băiețelul și toți îl așteaptă. A fost așteptat. Conform tradiției, copiii născuți de Crăciun sau în ajun au parte de mult noroc în viață. Pe data de 24 decembrie, în maternitatea noastră, s-au născut 3 copii, 2 băieței și o fetiță, cu greutăți între 2600 și 3900. Au primit nota la naștere 9 și 10. Toți sunt sănătoși. Sunt bine. Moș Crăciun vine cu surpriză. Da, așteptăm în continuare. Și la Timișoara, mai multe familii au primit cel mai special cadou de sărbători. La maternitatea Bega din Timișoara, în prima zi de Crăciun, s-au născut 3 bebeluși. Este vorba despre 2 fetițe și un băiețel. Și la maternitatea Odobescu a Spitalului Municipal a venit pe lume un bebeluș, tot o fetiță, spre bucuria părinților.